Un tânăr de 20 de ani din Nisporene a murit în urma unui grav accident rutier produs marți seara în apropiere de satul Grozești. Potrivit poliției, victima care se afla la ghidonul unei motociclete a încercat să intre într-o depășire neregulamentară, dar a ajuns sub remorca unui tractor. Tânărul a fost preluat de o ambulanță, dar a murit la spital din cauza traumatismelor. Potrivit oamenilor legii, conducătorul tractorului nu consumase alcool. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circunstanțele producerii tragediei.